state, pe cât timp corpul tău intră într-o stare de relaxare profundă, de hipnoză profundă, profundă, profundă. Cum te simți, Maria? Mă simt bine, Dragoș. Ești relaxată? Da. Foarte bine. Iar acum ce am nevoie este să mergi, să o cauți, să o găsești, să te conectezi mental cu Patricia. Am găsit-o, Dragoș. Cum ai găsit-o din punct de vedere energetic? Mă arată. Aura ei este vine ca un disc și se învârte, se învârte, se învârte și vine spre mine în formă de disc Da. energetic alb. Adică adică discul ăla venind spre mine mi-arată că aura ei este un pic agitată, dar nu în sensul rău. Înțelegi? Adică îmi explică prin forma luată și cum vine așa spre mine, îmi explică că e puțin agitată, dar de îngrijorată de ea, de situația ei, de ce o să facă, de nu că ar avea nu știu ce probleme anumii foarte grele, din nu. Ea are foarte multe semne de întrebare, nu știe ce să facă, încotro să apuci, e puțin dezorientat așa, dar nu-i grav afectat sau nu. Ce culoare este corpul energetic? Predomină chakra roșii, adică chakra roșii, adică eu când mă uit la toate chakrele odată, din la prima vederii, observ care chakra este cea mai clară, cea mai colorată, mai profund, care are culoarea cea mai puternică, care și roșu, la ea predomină roșu. Ok. Are pete închise de culoare pe corpul energetic? Are un pic din negreală, deocamdată nu văd petele, pentru că văd doar un pic din negreală pe aura, pe toată, să zic așa. Ok. Eu deocamdată i-am văzut aura, nu i-am văzut, încă nu i-am dat comandă la aură să ia o formă, decât am atins-o și am mai identificat-o că ea ei. Ok. Deschidem un portal intradimensional acolo lângă ea, te rog. Da. Iar eu sunt număr de la 1 la 3, iar la 3 absorb toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, vor fi absorbite de acel portal, iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. Portalul absoarbi di pe chakra verdi, deci ea pe chakra verdi avea blocaj. Avea nigreală. Da. O ceață neagră, așa trage portalul, îl lăsăm să tragă, că să-și facă treaba. Ok, când se termină procesul de curățare, să-mi spui, te rog. Gata. Închide portalul și sigilează. Gata. Și acum spunem dacă găsești, dacă vezi pete închise de culoare pe corpul energetic. Dragoș, înainte să-ți răspund la întrebarea asta, mi-a apărut lângă aura ei, mi-a apărut un craniu
un cineva care e mort și probabil că, nu știu, ori că se gândește ea la cineva care e mort prea tare și are un atașament profund, trebuie să mă apropii să identific, să văd mai clar dacă dorești să afli treaba asta, dacă nu, trece mai departe. Da, dorește, s-ar putea să fie mama ei. Pe care o visează foarte mult în ultima vreme. Dragoș, mama e, acel craniu îi transmite printr-o undă energetică să lasă în pace. Să nu se mai să rupă, își dorește să rupă atașamentul ăsta față de ea. Pentru că o împiedică să evolueze cu viteză. Ea acum, aura ei, e, cum să zic eu, atașamentul ăsta e foarte puternic la ea. Deci este prea puternic și nu îi face, ce e prea mult îi strică. Deci trebuie să rupă orice atașamentul ăsta de profund prea tare din mama ei. Pentru că mama ei trebuie să înțeleagă că moartea e o trecere dintr-un loc în altul. Și atât. Nu e undeva la pușcării, nu e întreva într-un loc rău. Femeia a ieșit din corp, a fost la curățat și acum cine știe pe unde e. Eu nu intru mai profund. Dacă vrei, intru. Dar nu știu dacă e nevoie. Vrei să intru mai profund? Da. Mi-arată 24, nu știu, a murit pe data de 24, nu știu ce înseamnă 24, că mi-arată un 24. Un ochi. Băi, dar ce clar, Doamne, n-am văzut de când sunt așa ceva. Deci, Dragoș, mi-arată ochii ei. Să văd ce-mi spune. Mamsa o vede foarte clar pe ea. Mamsa știe că ea se gândește la ea foarte tare. Aproape că-i vine să plângă, că ea nu... Deci ea trebuie să rupă orice atașament din mamsa. Ok. Ca să-i transmită ceva? Dragoș, de când sunt eu, de când intru eu în hipnoză, nu mi-a apărut fața cuiva care eu am cerut atâta de clar, știi cum, exact ca și când mă uit la un televizor. Foarte bine. Eu sunt așa, deci, nu știu, exact ca și când mă uit la un om normal. Acum o vedeam cum clipea așa din ochi, acum ce s-o întreb, ce s-o întreb? Spune-mi ce s-o întreb ca să o întreb să-mi dea răspuns. Dacă vrea să-i transmite ceva Patricii. Ea vrea să se liniștească din cauza ei, nu se liniștește, dar cred că mai are totuși o problemă, mama sa. Ce problemă? Cred că a plecat prea devreme și este undeva blocată. Nu-și te rog frumos în acel loc unde este blocată? Știi de ce... nu știu cum să-ți explic. Dragoș, eu când am ajuns la ea, la mamsa, deci mi-a apărut imaginea așa de clară. Și atunci și eu am simțit nevoia să spun, băi, ce să o întreb? Din cauza că ea e undeva blocată, dar păi, și nu trebuia. Mai avea un timp de trăit și ea a murit un pic mai devreme decât trebuia. Din ce cauză? Există vreo cauză ezoterică din a cărui fapt se datorează moartea ei mai rapidă? Dragoș, când am pus întrebarea cauza de ce a murit așa,
mi-a apărut un vraci. Mi-a apărut un bărbat, bărbat era, că nu avea batic în cap, nu avea nimic în cap, era un cap de bărbat, corpul de bărbat, cum ar sta Dalai Lama, dar nu cu hainele, un corp de bărbat, un corp de soldat, cum stă jos în genunchi. În poziția lotusului stătea și din cauza la vraciul ăla i-a omorât mai devreme. Ce i-a făcut ăla, nu știu. Oricum ceva murdar, îți dai seama. Mergi tot frumos în acea perioadă și primește ce a făcut. Auleu. Dragoș, am ajuns înapoi la vraci când i-am dat comanda. Vraciu și-a luat capul de... Știi cum e... capul ăla de capra lui Satan? Da. Ei, așa mi-a apărut. Deci vraciul ăla e pur și simplu Satan, pur și simplu. E un vrăjitor care lucrează cu partea negativă. Exact. Da, e un vraci care mi-a arătat că el a lucrat cu Satan. Și ce a făcut acel vraci? Nu știu, probabil că a luat prea multe energie de la ea și lucrul ăsta i-a adus moartea și ea, știi cum stă? Deci mi s-a ridicat și părul pe mâini pentru că mamsa, după ce mi-a apărut craniu că e moartă, când și-a luat chipul ei, clipea așa din ochi, ca un copil de la care îți cere ajutorul, pur și simplu îți cere ajutorul. Ca și când închide așa din ochi, că, adică ca și când nu mai are nicio speranță. Ok, unde este prinsă? Mergi și vezi acel loc. E prinsă în fluviu de gânduri. Cui? Este o zonă unde se opresc morții care mor mai devreme, forțat din alte cauze față de, adică ca și când nu i-a și-o provoca moartea, altcineva i-a provocat moartea mai devreme decât trebuia și corpul ei nu a rezistat. Dar nu e la un loc rău, decât trebuie să mai aștepte acolo. Deci ea acolo unde este acum doar stă așa. Încă nu este pentru că nu era timpul să moară. Dar nu mai are mult. Mai are exact 24, cred că, nu știu, 24 de luni, 24 de zile, cred că mai degrabă 24 de luni. De acum acolo. Deschide-te rog frumos un portal intradimensional spre casa ei, unde trebuia să ajungă. Spre o dimensiune înaltă. Da. Și condu-o, te rog, la aia acasă. Treci cu ea prin portal și spune unde ajungeți. Dragoș, aici a apărut cineva și mi-a spus că o preia ei pentru că nu poate să o bagi la reîncarnare, să o trimite iar pentru că încă nu i-a trecut timpul. Ok. Mergi cu ei în acel loc și spune-mi despre acel loc. Vreau să știu și eu cum arată acel loc. Este un spirit bătrân. Eu în jur nu văd nimic decât îl văd pe el. E un spirit bătrân cu barbă care îmi spune să o las, că bine că am adus-o, el o ia, o duci într-un loc unde ea trebuie să, cum să zic eu, mai are de stat acolo, un pic, nu mult,
că nu poate, vrea să o bage la curățat și să o bage la reîncarnat, dar nu poate să o bage, o să ocupe el de ea. Din jur împrejur este o liniște infernă și să mergi în înălțimi, exact ca și când ai zburat sus, ca porumbei, așa zbori. Numai când ai, exact cum merg îngerii care îi vezi la televizor cu aripi și zboară așa prin aer, știi? Așa să mergi pe acolo, e un magnetism de ăla, de ăsta, de omul e ca de plut, așa, ca și când... Deci chiar dacă tu nu vrei și ai impresia că îți fugi tot sub picioare, dar nu e așa. Eu când am călcat și când am văzut că mă duce, deja mă duceam în toate părțile, mi-era un pic teamă și bătrânul se râdea. A zâmbea așa, ca și când las ca este în veț, știi? Nu-mi dă voie, cum să zic eu, nu că nu-mi dă voie, cred că nu pot eu să percep ce se întâmplă prea mult în jur acolo. Adică eu văd ce văd, îți spun. Ce nu văd înseamnă că nu am voie și nu insist, că nu sunt lumea mea și mi-e frică să nu fac ceva. Mai sunt și alte spirite acolo? Da, mai sunt. Și ce fac? Mai sunt. Stau și așteaptă. Așteaptă. De exemplu, dacă se întâmplă un accident și cineva moare, e fără să să-i fie timpul, nu mai poate, corpul nu mai poate să se ducă, se duce în zona asta. Este o zonă, nu știu cum să-ți explic, ți-e o zonă neutră, așa, nu-i nici la bine, nu-i nici la rău. Înțelegi? E într-o zonă ca și când stai undeva și aștepți, ca și când ai fi într-o gară și tot aștepți, știi că trebuie să pleci într-o direcție și nu știi care e direcția, nu știi, dar în funcție de ceea ce ai făcut, chiar dacă îți vine frica aia, ei nu te lasă, pentru că dacă mai aveai lecții de luat sau nu știu ce, eu acum iau informații de aici, din zona asta. Da. Dacă, de exemplu, tu mai aveai lecții din luat sau nu știu ce, îți le adună, te verifică, te controlează când îți vine timpul și ți le dă pentru viața viitoare. Ok. Așa, acolo, mulțumește mult și întoarce-te înapoi pe pământ și închide portalul. Gata, m-am întors, mi-apare un bărbat în față, un voinic așa, foarte frumos. Care e bucuros că am apărut eu. Și tot se uită la ea. Se uită la ea. Bărbatul e de lumină. Adică nu că e de lumină, are gânduri bune cu ea. El are și negreală pe el, să știi. Cine este acest bărbat? Sau ce reprezintă acest bărbat pentru Patricia? Dragoș, ori este soțul ei, ori urmează să-i fie soț, bărbatul ăsta. Este divorțată. Îi aparține bărbatul ăsta. Deci bărbatul ăsta îi aparține ei. Ok. Se cunosc? Nu știu dacă ea îl știe, dar el o știe bine. El o urmărește în continuu. Deci ea din orice păi, mă uit că se mută în stânga, în dreapta, din față, din spate, dar el e tot cu ochii pe ea. Ea nu realizează că el, nici nu știu dacă realizează că el realizează că ea îi aparține, dar ea nu prea. Nu interesează, nu știu dacă e bărbatul de acum sau urmează să-i fie, dar asta e un bărbat care ei îi aparține. Ți-am zis că e divorțată. Nu știu ce o să facă. Probabil că o să ia cu el înapoi, nu știu. E problema ei, că liberul arbitru nu poate să-l depășească nimeni, nici eu și nici măcar Dumnezeu. Dragoș, eu,
Eu degeaba îi zic da sau nu, pentru că hotărârile care le ia liberul arbitru strict sunt luate de ea. Ea trebuie să gândească și să le ia cu voința. Nu poate interveni nimeni acolo. Okay. Ea nu e hotărâtă, să știi. Deci ea nu... Nici nu interesează. Acum, la ora actuală, nici nu vrea să audă de nimeni. Dar în timp, cred că la bărbatul ăsta o să ajungă. Și nu e un bărbat... E un bărbat bine, are un pic din negreală pe el, probabil că din cauza asta nici nu se lipește de ea. Și ea nici nu îl respinge așa. Iar atașamentul față de mamă sa... să știi că nu numai nu îi lasă timp ei să-și decidă lucrurile care ei îi trebuie. Deci are un atașament față de mamă sa foarte mare. Dar acum când am văzut că mamă sa chiar avea nevoie, na, o înțeleg și pe ea, știi? Cum se numește acest bărbat? Cu P. Și cântă la chitară. P, nu știu, Petru, nu știu, Pavel, nu știu. P, are din 5 litere. Ok. Altceva ce poți să mai spui despre el? El se străduiește să ajungă la ea și chiar dacă ea nu reușește să-și dea seama acum, cât de curând își va da seama. Ok, bun. Lasă-l în pace pe tu și întoarce-te la Patricia, te rog. Da. Și spune-mi dacă găsești pete închise de culoare pe corpul energetic. Da, are. Acelea sunt entități. Da. Transmite-i Patriciei că din acest moment să transmită la rândul ei că din acest moment orice pact, contract și înțelegere are cu orice entitate, ea le rupe, drept urmare, toate entitățile care sunt în ea, cu ea și pe lângă ea, să se desprindă în totalitate de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Dragul, mi-apare un cal. Și un bărbat. Atinge, te rog frumos, și calul și bărbatul, citește-le informația de mine și vezi-le adevărata formă. Dragul, calul ăsta și bărbatul ăsta... El îl văd un pic închis la culoare, dar e cu niște aripi, are niște aripi. Adică e bărbatul, nu e nici de lumină, dar tot are aripi. Atinge-l, te rog. Citește informația de mine și vezi adevărata formă. Are școarne. Dragul, școarne are. Are și aripi, are și coarnii. Nici nu pot să pun mâna pe el, că e așa din negru, din migroază să mă apropii de el. Fă-ți o sferă înaltă de protecție și intră în ea. Stii.
distanțează când vede, dar este teamă de energia mea, dar să știi că e destul de puternic și el. Întreabă cum se numește. Îmi spune Osho. O-S-H-O. Așa mi explic el. Nu știu dacă e numele lui, o fi venind de acolo, ce o fi însemnând Osho, nu știu. Mă las vorbesc. Ca și când el reprezintă Osho, da, Dragoș. Osho, mă auzi? Da. Bună seara, ce faci? Și eu pe aici. Pe aici, pe unde? Pe lângă voi. Pe lângă mine nu cred că ești. Ce cauți pe lângă Patricia? Ce caut, caut. Are contract cu noi și atât. Cine sunteți voi? Osho. Ce înseamnă Osho? Pe papar nu am. Un grup. Ce grup? Un grup, o frăție, care ne ajutăm unii pe alții și atât tot. Și de ce ești lângă Patricia? Ce contract are cu voi? Da. Nu pot să-ți spun. Trebuie să te supui legilor universale și trebuie să-mi spui, pentru că Patricia l-a desemnat pe mine să lucrez în numele ei. Și ea vrea să știe această informație. Deci? Deci, eu am contract cu ea și atâta tot. Ce să zic mai mult? De cât timp ați făcut acest contract? De mulți ani. Câți ani? De când avea 5 ani. Și cum ai reușit să faci acest contract cu ea de la 5 ani? Uite așa veni. Dar ce, te enervași? Da. Și crezi că dacă te enervezi, mai impresionezi cu ceva? Zim ce vrei. Păi te-am întrebat ce conține acest contract. Ce nevoie ai adică, de la asta? Adică... Am orice corp uman este ca o baterie energetică și eu vreau ca ea să aparțină nouă. Înțelegi tu? Atât. Cum ați făcut acest contract cu ea de la 5 ani? A, eu l-am indus. Câți alți oameni mai aveți contracte făcute? Noi suntem mici pe lângă alții, să știi. Și acum mai vii tu să îl iei și pe asta. Alții fiind care? Sunt destui în univers care fac lucrurile astea. Fiecare cu grupul lor, de unde vin. Lasă-mă cu Maria. Maria. Vai, bine că m-ai scos, Dragoș, că mă obosea tare. Transmite Patriciei ca la rândul ei să transmită că din acest moment rupe orice pact, contract sau înțelegere care le are cu Osho. Și să-i le rupă în față. Da. O să-i spun mai apăsat că el e bine, că nu e din echipă mare, dar e foarte... Dragoș, este un grup cu magie neagră, un grup destul de mare, o frăție, și el e cumva un fel de paznic.
fel de care o urmărești pe ea, are un contract, o înțelegere verbală, nu are decât o înțelegere la nivel informațional băgate, infiltrate în subconștient. Îi spun acum să le rup, ca să le rup, mă rem să pleci. Ok. Mm-hmm. Face urât, dar nu are ce să facă, pentru că nu are ce să facă. Pur și simplu stă cu gândul că poate să vină să mai, nu știu ce să mai facă, dar Patricia nu mai are 5 ani și așa că bine că le-o rup să scape. Ok, perfect. Îi fac și portal. E un portal de creare. Da. Și arunc în portalul de creare. Gata, Dragoș. S-a dus cu tot cu cal. Ok, perfect. Mai are și alte pete închise de culoare pe corpul ei? Nu. Care este nivelul de ritm? Dragoș, stai să mă uit mai bine. M-am uitat numai pe față. Stai să o întorc și invers. Ok. Nu, nu are nici pe spate. Ok, perfect. Care este nivelul de vibrație? Cinci mii și ceva. 5.000, vreo 780, nu știu cât. Ok, iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrației va fi de 20.000. 1, 2, 3. Așa să revigorezi mai bine. Dragoș, ridică-mi și mie vibrația un pic, te rog. Ce nivel de vibrație ai tu? 8.000 și ceva. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrației tale va fi de 1.000.000. 1, 2, 3. Cum te simți? Ești bine. E bine, Dragoș. Foarte bine. Te simți bine? Da. M-a obosit asta, mă. Când ai vorbit tu cu el, deci m-a sunt, m-a luat naiba de energie. M-a secat. Cred că vreo mai mult de 2000 mi-a luat. Ok. Perfect. Transmite acum Patriciei să cheme în față pe fostul ei soț, pe Florin. Da. Să-l atingă, să citească informația de net, să fie sigură că este el. Da. Iar acum vreau să tai orice legătură care mai există între ei, legătură energetică. Este o legătură de atașament. Mai mult din partea lui. El este afectat. Că de ruperea asta, să știi. Ea este foarte supărat pe el, dar el tânjește după ea. Ok.
Dar cred că ea o să ajung la Peter ăla, la... Deci are o legătură de el are o legătură față de ea de atașament, dar ea nu, ea în curând îl va uita definitiv. Ok, perfect. Taie orice legătură care este între ei. Da. Am topit-o cu mâinile și gata. Iar acum mulțumește lui Florin și spune că poate să plece înapoi de unde a venit. Da. Iar acum vreau să faci ceva pentru mine. Deschide 5 portaluri energetice. Da. Și aranjează-le în forma unei piramide. Da. Mai deschide alte 5 portaluri energetice și mai formează altă piramidă. Da. Iar acum ia ambele piramide și bagă-le vârf în vârf până la un sfert, până la o treime din vârful lor. Da. Iar eu să număr de la 1 la 3, iar la 3 o piramidă se va învârti în sensul acelor de ceasornic, iar alta invers acelor de ceasornic. 1, 2, 3. Și o acum pe Patricia și bagă un mijloc acolo, unde se face acel vortex. Se învârte. Am băgat-o ca într-un malaxor acolo. Perfect. După ce se extrag toate energiile negative din ea, să-mi spui, te rog. Iesă niște bucăți negri, zboară așa. Fale, dar ce tare, Dragoș. Energia e tare, e puternică. Ok. O mai las, o zburat tot din ea. Tot ce a fost negru a zburat. Dacă s-a terminat tot procesul de curățare, atunci poți să oprești portalurile, să le închizi toate portalurile și să o scoți pe afară. Gata. O, vine să vomit. De ce? E energia puternică când faci piramidă. Iar acum o să nu mai de la 1 la 3, iar la 3 orice stare de vomă, orice senzație de vomă va dispărea. 1, 2, 3. Gata. Foarte bine. Cum este acum, Patricia? E curată. Iar acum vreau să te uiți în corpul ei fizic și energetic, de unde provine un dezechilibru între sport și mâncare. Adică câteodată face sport, se epuizează foarte mult, făcând sport pentru a-și ține silueta, iar în alte dăți mănâncă foarte mult, astfel neutralizând tot sportul care îl face.
De unde vine acest dezechilibru? Ea trebuie să mănânce vegan obligator. Corpul ei nu permite mâncarii în haos. Deci ea trebuie să țină cont și să mănânce vegan. Dacă corpul îi cere, e foarte, foarte bun. Deci, crede-mă că dacă îți pui în cap să devii vegan, devii vegan. Și e foarte bine. Deci mâncarea afectează corpul uman e în egală măsură cu alcoolul și tutunul. Deci dacă corpul ei i-a dat semnalul ăsta, ea să asculte corpul. Deci ea să-și asculte corpul. Dacă ea continuă să mănânce așa, nu, numai rău își face. O să-și își dă ficatul, își dă fierea peste cap, nu. Deci ea trebuie să-și facă o ordine în mâncare și să încerce să mănânce mai mult vegan. Dacă corpul i-a dat semnalul ăsta, e foarte bun, foarte bine. Deci ei pe un drum foarte bun. Pentru că Dragoș, multe corpuri o să înceapă să aibă simțurile astea, să știi. Nu de numai ce? Atoa. Deci aud deci multă lume deodată așa, fără ca, nu știi ce se întâmplă. Planeta se mută la o frecvență de 5D. Mâncarea, tot, majoritatea oamenilor o să devină vegani. Și o să facă meditații la cerul liber. Asta o să fie munca fiecărui om. Deci o să despară ușor, ușor. Lumea o să facă mai mult meditații și lucruri foarte ușoare. Nu o să mai muncească lumea ca până acum. Deci dacă ea deja o lua corpul direcția asta, e foarte bine. Și așa o să ajungă, chiar dacă ea mănâncă de acum încolo, ai să vezi că la un moment dat o să te sună și o să-ți spună și ai să vezi că ea nu mai poate să mai mănânci carne. Nici mâncare de asta cu multe grăsimi, nu, ea trebuie să mănânci vegan și să mediteze la cerul liber. Așa ajunge toată lumea. Ok, perfect. Câte vieți are pe planeta asta? Dragoș, ea este într-o viață a șaptea. Este într-un ciclu din nouă, vieți pe Terra, și acum este viața a șaptea și mai are două tot aici. Deci ea va fi reîncarnată tot aici. Deci ea, deci ea de la prima viață ei are în, la Consiliu scris un ciclu din nouă vieți. Ok. Ea acum e în viața a șapte. Mergi, te rog frumos, în toate celelalte vieți ale ei și vezi dacă are contracte cu alte entități. Dragoș, aleu, de la viața 1 până la viața 4 a avut contracte. În viața 5 a rupt din ele. În viața 6, în viața 5 când a rupt din ele, nu e în viața 6, e în viața 4, când a fost, într-o viață a fost sacrificat de copil. Nu numai una, de două ori. Aleu. Deci eu trec cu viteză, abia reușesc să văd. Pentru încet. Că așa... Așa îmi vine, deci când dau comanda, trece cu viteză mare și nu reușesc să agăț informațiile. Din viața 1 până în viața 4 au fost vieți când au făcut și rău. Iar atunci când au făcut rău, cum ar veni ceea ce faci plătești. În viața 4 au fost sacrificată. A 5-a la fel, iar din a 5-a nu mai are contract.
a șasea a fost un pic mai liniștită și ea acum intră a șaptea. Ea chiar o să ajungă vegană, să știi. Și o să-mi metez la cerul liber. Și are vreau să-i zic. Are blocaje din alte vieți? Da, pe atașament. Pe atașament avea din viața trecută, viața a șasea, Dragoș, mama ei, în primele vieți, a doua sau a treia viață, a doua viață, au fost fratele ei. Ok. O, spiritul ăla a fost odată fratele ei și acum, în viața a șaptei, a fost mama ei. Pe cine trebuie să întreb despre familia de suflete? Mergi, te rog frumos, la Consiliul de Reîncarnare. Da, la Consiliu trebuie să întreb. Când ajungi acolo, să-mi spui, te rog. Dragoș, este un consiliu foarte bine organizat de 12. Are au o atitudine foarte prompt, care, așa. Care dintre ei vrea să vorbească cu noi? Vine unul, Nan. Nan? Da. E unul mai tinerel. Mai tinerel la Consiliu, adică. Da. Vreau să vorbesc cu el. Da. Nan, mă auzi? Da. Bună seara, ce faci? Ce să facem? Și noi pe aici. Ce facem de obicei? Ce faceți voi de obicei? Scrim, prescrim, modificăm, refacem, însărcinăm și așa mai departe. Vreau să-mi spui și mie despre familia de suflete, tot ce știi. Sau ce poți să-mi spui despre familia de suflete. A, o să-ți spun ce am voie să-ți spun. Ok, te rog. Ea face parte dintr-o familie destul de mare. Destul de mare ca evoluție. Sunt vreo 24 de suflete care sunt din aceeași familie, dar sunt împrăștiate. Cum mama ei a fost fratele ei în viața aia, mai sunt și alții care au fost frasuri, care cu unul, doi chiar au mai avut ocazie să vadă, dar nu-și dă seama. Ce rost are această familie de suflete? Adică e posibil ca ea în viața următoare să se mai întâlnească sau chiar și în viața sa să mai întâlnească cu unul din sufletele din familia ei. E foarte posibil. Și bărbatul care o să sufletul ei perechi, sufletul ei perechi care o să apară în viața ei cât de curând, a mai fost într-o viață tot frate cu ea. Ea abia în viața următoare va fi bărbat. Acum, deocamdată, este femeie. Altceva, ce vrei să știi? Care e diferența între sufletele pereche și sufletele gemene? Sufletele gemenii se potriv exact ca și în realitate. Când ești gemen, sufletul geamă te ajută la anumite lucruri, la poate să fii soț, poate. Iar sufletul perechi și ăla poate să fii soț.
Eu știam că sufletul geam adică... se referă la compatibilitate, sufletul pereche se referă la compatibilitate, sufletul geamăn este originea de unde ai venit, din aceeași sămânță, ca să zic. Exact. Dar poți să faci cuplu, familii și cu ăla școala. Nu este o regulă. Da, așa este. Nu este nicio regulă, că vai, nu. Deci ea are liberul arbitru, deci multe lucruri care noi nu le putem hotărâ. Nu putem să hotărâm pentru că are liberul arbitru și toate lucrurile astea se mai modifică. Chiar dacă eu, acum nu vreau să spun nici prea multe, că dacă eu insist să spun un lucru și ea mai târziu liberul arbitru schimbă, ai să vezi că situația ei se schimbă și nu-i vinovat nimeni. Pentru că asta e hotărârea ei. În afară de lecțiile care ea și le are de luat de la noi, ea are dreptul să decide pentru ceea ce vrea să facă, pentru ceea ce este, pentru ceea ce își dorește să fie. Nu putem să intervenim noi. Noi intervenim acolo unde avem voie și cât avem voie. Ok. Ce poți să-mi spui despre spiritul Patricii? Este un spirit care a evoluat spiritual suficient pentru un spirit de viața a șaptea. Deci a evoluat suficient. Planeta este și în tranziție, deci nu, ce pot să spun? Ea trebuie să-și facă evoluția și atâta. Iar dacă apar modificări, noi nu avem ce să facem. Adică dacă apar modificări care țin din noi, vă ajutăm cu mare drag, dar deocamdată ea are liberul arbitru și poate să modifice foarte mult. Ea personal poate să modifice foarte mult. Ce nu-i convine și ce-i convine. Plus că trebuie să aibă grijă ce modifică și cât modifică, să-și ia și lecțiile care le are de la reîncarnare, ce scrie în contract. Iar dacă, adică, omul, acum nu mă refer la ea, dar e valabil și pentru ea. Omul, de exemplu, un om se reîncarnează și intră în viață, da? Și el nu ține cont că trebuie să evolueze și spiritual. Și el face numai rău, numai rău, numai rău. Nu ține cont de lecțiile care le-ar primi. Noi trebuie să-l forțăm să intre să-și ia lecțiile. Exact ca un copil de la care vine la școală și nu vrea să învețe, fugi de la ore. A fost alegerea lui că a fugit de la oră, dar el trebuie să-și ia lecțiile care trebuie să-și ia. Ce mai face în afara programului, că fugi și mai, asta e treaba lui. El a ales. Ok. Liber arbitru, eu nu pot să-l depășesc, dar lecțiile care, în momentul când el nu și ia lecțiile de la noi, noi trebuie să-l forțăm. Și lucrurile care le vrea el să le facă, nu-i mai iese. Și după aia începi să zică că, vai, vezi, Doamne, am o problemă. Nu. Tu trebuie să înțelegi, trebuie să socotești cu mintea ta, cu voința ta, cine ești, pentru ce te-ai născut și încotro te îndrepți. Pentru că nu e nimic rău în asta. Ca să înțelegi lucrurile astea, asta e esențială pentru om. Dar unii oameni mai greu, unii oameni înțeleg mai ușor, își iau direcția care trebuie, alții trebuie să lucrăm mai mult cu ei. Dar nu contează, pentru asta suntem noi aici și o facem cu mare drag. Cifra de evoluție care este? 7. Ok. Bun. Mulțumesc mult, lasă-mă cu Maria. Maria? Da, Dragoș. Mulțumește-i mult și revină înapoi pe pământ, lângă Patricia. Da. Și vreau și ea vrea ca să cheie ghidul ei spiritual sau îngerul păzitor să vină în fața voastră. Da.
venit? Da. Ok. Poți să vorbești un minut cu el până mă întorc eu sau câteva secunde? Îl cheamă Teodosie. Așa îl cheamă. Și mi-arată că are o carte unde el știe ce teme are Patricia. O clipă, te rog. Și ai spus că are o carte care? Și el își ia temelii lui. Dragoș Teodosie mi-arată că are o... Deci nu e un suflet foarte tânăr, nu e nici foarte bătrân, e cumva la jumătatea vârstei și el ca ghid încă mai învață și el. Mi-arată, are o carte în mână. Și îmi spune că el își face și treaba lui. Și are grijă și de Patricia pe toată perioada vieții ei. El o să aibă grijă. Mi-a arătat cu mâna pe sus, era un nufăr, știi cum e nufărul? Da. Trecea ca și când trece un nufăr pe apă și ieșea o energie care o hrănea și o ajuta pe Patricia. Și el iar se ruga la nufărul ăla, nu știu ce-i făcea, îl încărca cu energie, îi trimitea ei. Deci ea de câte ori o să aibă probleme, acest ghidul ei spiritual și îngerul ei păzitor face orice știe, orice îl poate din toate puterile lui ca să o învețe și să o ghideze pe cele mai drepte cărări. Deci cât ai fost tu plecat, eu am vizualizat în continuare, mi-a arătat nufărul. Și uite, cum ar veni, ia și-ți arată, uite, vezi cum fac eu, mă rog aici și încarc nufărul ăsta și uite cine, ieșa o, ca o ceață, așa o energie de lumină, care ia când îi cade, ia de multe ori îi scade imunitatea sau e rău și el îi trimite din nufărul ăla, o hrănești, okay. fără ca ea să-și, deci el are parte de un ghid foarte bun. Întreabă pe Teodosie. Cine este Patricia? Sau ce este Patricia? Dragoș, nu, ci e un spirit, deci nu îmi dă informațiile care are voie să mi le dea. Așa îmi spune. Dă așa din cap ca și când eu îți spun ce pot să-ți spun. Este un spirit destul de evoluat, e ajuns la nivelul al 7-lea, și el își face treaba din toate puterile lui. Deci ea are o misiune foarte mare, să știi. Care este misiunea ei? Face parte dintr-un plan planetar. Energetic și divin pentru întreaga umanitate. Din același plan, ca, da. Ea, în momentul de față, face parte dintr-o fundație pentru protecția animalelor. Da, și nu e suficient. O să mai fac și altceva. Ea chiar o să devine vegană, hai să vezi. Deci eu te rog frumos să-i oprești numărul de telefon la fata asta și când o să ajungă să fii vegană, să-i spui să te suni, să scrii un mesaj. Ok. O să scrie pe Skype. Deci ea o să fie foarte activă în viața asta, să știi. În viața asta o să fac foarte multe fapte bune. Și care este menirea ei, totuși? Să facă fapte bune? Numai lucruri pozitive va face. Indiferent ce faci, că e cu animale, că e cu... Deci faci parte dintr-un plan foarte mare, global. Are
Este destul de evoluată pentru viața a șaptea, să știi. Ok. Deci pentru nivelul ei, șapte. Deci sunt oameni și mai puternici ca ea și mai slabi ca ea. Ce poți să-mi spui despre spiritul ei? Adică, la ce te referi, ce pot să spun? Absolut orice informație care îți vine despre spiritul ei. Cât este de evoluat, cum este. Dacă are un suflet pereche, dacă are un suflet geamă, orice informație care îți vine. Are suflet pereche. Acest suflet pereche este situat aici, pe planeta asta sau pe altă planetă? Da, și o să-l întâlnească. Sincer să fiu, când am văzut băiatul ăla cu chitara, cu pâul ăla pe el, când venea informațiile repede, una după alta, am văzut chestia aia de la Paris, știi? Nu știu o să-l cunoască acolo, nu știu trăiește acolo, nu am stat să iau mai multe informații despre imaginea care mi-a venit, că dacă stăteam și intram pe informații, îmi dădea și alte informații. Dar eu am văzut-o trecut așa, am agățat-o vizual și atât. Adică atât am agățat, puteam să agăț și mai mult, dar am lăsat să vină așa. Ori o să-l cunoască la Paris, ori o să se mute acolo, nu știu, are ceva legătură cu șanța. Super. Bun. Iar acum, mulțumește ghidului spiritual și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Da. Și vreau să verific energia banilor a Patriciei, pentru că în ultima perioadă nu a mers atât de bine. Dragoș, în locul în care stă, hai să mergem la ea să facem o curățare pe casă, că văd că are o scurgere, dar pe casă. Mi-arată okay. Informația pe casă. Ăsta era următorul punct. Mergi la acasă. Mai văd o față de un băiat la ea în casă. Un băiat micuț, așa, la vreo 5 ani, 6 ani. Și are și un portar deschis. Cine este acel băiat la 5-6 ani? E un spirit. Deschide, te rog frumos, un portal intradimensional să meargă acasă. Da, îl trimit acasă de unde a venit. Deschid portalul și îl trimit, că nu vreau să intru mai mult, că cine știe ce mai găsesc și nu mai vreau, că deja mă dărâmă emoțional. Când e vorba de copii, mă rupi. Ok. Un băiat blond râdea când m-a văzut. Era bucuros că m-a văzut, i-a făcut un portal să ducă acasă la el de unde a venit și l-a trimis. Și am închis și am sigilat. Perfect. Iar acum ocupă-te și de portalul acela care s-a deschis la acasă. E, are gaur în jos portalul, deci se ducea pe pierderi. Dragoș, îl închid și gata, da? Da, desigur.
Gata. Ok. Iar acum ia energia banilor ei și curăț-o. Da. După care bagă un portofel. Dragoș, am băgat și în portofel și în buzunare. Foarte bine. Și am pus-o cu intrarea în spre ea. Foarte în bine. Buzunare, ca să ducă, să vină, să intre mai mult decât îi iese. Iar acum vreau să merg să-i verific toate chakrele și cu precădere chakra inimii, pentru că a făcut o curățare și chakra inimii era goală. Cum este acum? Dragoș, ea într-o viață anterioară a murit înfipt în inimă, în viața 4. A fost sacrificată de cocuț. De cine? De copil. Era copil, avea câteva luni și a murit înfipt ceva în inimă. De-aia a văzut chakra goală. Ok. Pune mâna pe frunte și una pe ceapă și energizează suficient de mult astfel încât fluxul de energie să-i treacă prin toate ceapele și să le energizeze, să le facă să vibreze în modul optim lor. De un steag cu o stemă, un steag roșu cu o stemă, cu ceva pătrat pe steagul ăla. Aia o sacrificat-o. Nu știu ce steag e. Dă-l încolo, nu mai mă uit, las că o energizez și nu vreau, că e și așa din trecut, ce să-i metrici ei traseul, las fata să meargă înainte. Deci o energizez de sus până jos, da? La toate da. Ceacrele. Ok. Da, e un pic mai, nu prea să mai cunoaște, să știi, la chakra roșie. Gata, Dragoș. Ok, mai trebuie făcut ceva la aia? Să mă uit la împământare. Da, foarte bine punctat. Împământarea e bună, Dragoș. Ok, chiar în sursa e prima o să vină. Da. Și spune dacă e legată la sursă. Dragoș e legată, dar e un pic ștearsă, așa, nu știu. Parcă aproape sursa, când a ajuns la ea, are un colț. Nu știu cum, mai gri, mai nu mai gri, mai nu se vede clar. Refăite-l-o frumos legătura la sursa e primară. Gata. Iar acum, roagă sursa ei primară să o curețe de absolut toate fricile care le are. Da, frica are ea. Deci ea are frici. Frici are destule. Eu am energizat-o și la energizarea aia o să-și mai revine, dar o să-i pun și o mantră înainte să termin ședința. O să-i pun o mantră energetică care să-i vină ei în cap. Vin okay. În gând ca să poată să protejezi și singură, că eu o energizez acum și după aia iar îi vine gândul ăla, că gândul trebuie să lupte cu mintea care minte. Dacă o să facă meditații la cerul liber, o să scape de treaba asta. Ok, perfect.
Pune mantra. Îi le pun de 3 ori, Dragoș, de asta durează, da? Ok. Gata. Foarte bine. Mai trebuie făcut ceva la ea? Dragoș, nu. I-am pus o mantră. Să-i sară toate fricile, anxietățile și neputințile, știute și neștiute, și alea care-s băgate în subconștient, de care ea nu știe, și alea-s dispar. Se poate să rămână ea să reechilibreze. Ei le-am pus de 3 ori și atât. Ok, perfect. Atunci mulțumește și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Da. Tu te simți bine? Ești ok? Da, Dragoș. Îți doare ceva? Nu. Bun, perfect. Iar atunci o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu te reîntorci înapoi în corpul tău și în mintea ta, în timpul prezent de unde îți vorbesc eu, aducând cu tine în această realitate toate beneficiile și realizările obținute în această terapie. 1, 2, 3, 4. Te reincorpora complet, ești liber, liniștit, te simți cum se poate bine, toate emoțiile tale, cum te umple de dragoste și iubire. 5. Deschide ochii.